La 11 noiembrie 1918, tunurile au tăcut pe frontul de vest și în alte zone de conflict. Aviatorii din ambele tabere au rămas la sol. Mulți dintre camarazii lor muriseră de tineri, iar cei care au supraviețuit marelui război au devenit eroi ai cerului. Războiul a scos în evidență, în afară de calitățile tactico-tehnice ale avioanelor și capacitatea aviatorilor de a lupta și de a obține victorii. Toate națiunile beligerante se mândresc cu așii lor, opinia publică având nevoie de eroi. La sfârșitul războiului, învingătorii și învinși și-au făcut un punct de onoare din a face cunoscute victoriile aeriene obținute de piloții lor, întocmindu-se liste pe națiuni. Lăsând la o parte măsurile instituite de camuflaj, piloții și-au lăsat fantezia să spună cuvântul, decorându-și avioanele cu picturi, simboluri sau figuri geometrice. În fond, acestea le-au întărit moralul și au avut un puternic efect psihologic asupra adversarului. Caracterul individual al luptelor aeriene în anii primului război mondial a permis țărilor cu aviație importantă să contabilizeze succesele aviatorilor lor. Mulți aviatori cu însemnate fapte de arme, așa ai cerului, au stat o clipă la înălțime și au căzut așa cum cad stelele căzătoare. Prin activitatea lor au creat acea perioadă eroică aeriană, care a dus la uimitorul progres al aviației. Lupta acestor gladiatori aerieni în fiecare clipă a fost o cursă a morții pentru care zburătorii din ambele tabere au fost gata de confruntare pentru a o câștiga. Departe de grozăviile războiului de tranșee, aviatorii au ilustrat în văzduh un spirit axat pe onoare și cavalerism. Lumea zburătorilor a fost și rămâne una fascinantă pentru cine dorește să se apropie de ea și să o cunoască. Manfred von Richthofen este cunoscut mai degrabă sub porecla de Baronul Roșu. As al aviației germane, Richthofen a fost cel mai cunoscut aviator din primul război mondial datorită succesului său. În mai puțin de 2 ani a adunat 80 de victorii în duelurile aeriene. Renumele Baronului Roșu s-a păstrat și până în zilele noastre, el devenind o legendă în istoria aviației. Legendarul Baron Roșu s-a născut la 2 mai 1892 la Kleinburg, domeniul unei familii aristocrate germane, care ulterior a fost înglobat în orașul Breslau. Până la 9 ani, Manfred a primit o educație privată acasă. Ulterior, a mers la școala din Schwidnitz și mai târziu la școala de cadeți de la Wallstadt, ca elev în clasa a 6-a. Disciplina severă și regulamentul riguros atârnau greu pe umerii unor tineri fragili. A fost un elev obișnuit, căruia îi plăceau mult sporturile, mai ales gimnastica. După ce și-a luat examenul de aspirant, a intrat în serviciul militar, fiind repartizat la regimentul 1 împăratul Alexandru al II-lea. A urmat școala de război, fiind avansat la gradul de locotenent în anul 1912. La izbucnirea războiului, a plecat cu unitatea sa pe frontul de est, apoi a fost transferat în Franța. Pentru curajul dovedit în luptă, a fost decorat cu Ordinul Crucea de Fier, clasa a 2-a. La sfârșitul lunii mai 1915 a intrat la aviație și cea mai arzătoare dorință i s-a îndeplinit. După brevetare, a fost repartizat în Iasta 69, plecând din nou spre frontul de est. Mai întâi a zburat ca observator aerian. La 21 august 1915 a fost transferat din nou pe frontul de vest. Locotenentul observator aerian Manfred von Richthofen căuta cu disperare lupta, zburând câte 5 ore pe zi. La 1 septembrie 1915 s-a luptat cu un Farman englezesc. Ambele echipaje au schimbat rafale, dar n-a câștigat nimeni. Eu îmi imaginam că orice avion inamic, odată ce trăgeam în el, ar fi trebuit să cadă. Or, el zbura mai departe, în continuare. Ajunsesem la concluzia că nu voi doborâ niciodată un avion. La 25 septembrie 1915 a început a doua bătălie din Champagne și echipajul locotenent von Richthofen, locotenent pilot Osterot, în timp ce survola frontul într-o misiune de recunoaștere, a întâlnit un avion de recunoaștere englez, Farman, și a deschis focul asupra lui. După câteva lovituri, i s-a blocat mitraliera și observatorul englez a început să tragă în avionul german. Am tras apoi și eu până când mi s-a terminat încărcătorul de 100 de cartușe și adversarul meu a început să coboare în spirală într-un fel bizar. Nu-mi credeam ochilor. L-am urmărit o vreme cu privirea și dându-i lui Osterot o palmă amicală peste ceafă i-am strigat. Cade! Se prăbușise la 5 km distanță de linia frontului. În acea vreme, avioanele care cădeau dincolo de linia frontului nu erau socotite aviatorului care le doboruse.
și fie că avionul mi-a fost sau nu socotit, esențial este că era la pământ. La 1 octombrie 1915, von Richthofen a urmat un curs la Doberitz pentru a pilota avionul de vânătoare Fokker și după aproape o lună stăpânea bine acest aparat de zbor performant. Acum putea să zboare de unul singur. În martie 1916 se afla pe frontul de la Verdun. După câteva luni a plecat pe frontul de est, întrucât armata rusă trecuse la 4 iunie 1916 la ofensivă. A executat misiuni de recunoaștere și bombardamente până în luna august, când s-a întors pe frontul de vest. Ajuns deasupra frontului, von Richthofen, împreună cu piloții din escadrilă, au atacat în picaj o formație de 7 avioane de bombardament britanice. El a reușit să lovească motorul unui avion inamic, iar echipajul englez a aterizat în liniile germane. Din nefericire, cei doi aviatori erau grav răniți și, la scurt timp, au murit, fapt care l-a impresionat pe viitorul asalașilor. În ziua de 23 noiembrie 1916, von Richthofen a plecat într-o misiune de vânătoare liberă în zona frontului. S-a întâlnit cu 3 avioane engleze și piloții aliați l-au invitat la luptă. Un aviator englez, majorul George Hawker, azi cu 7 victorii aeriene, l-a atacat. Mi-am dat seama imediat că nu era vorba de un începător. Un vânt favorabil pentru mine ne împingea tot mai tare către liniile noastre. Când ne aflam la o altitudine de 1000 de metri, adversarul meu mi-a făcut cu mâna un semn amical. Asul german și-a examinat cu atenție adversarul, observându-i mișcările. Majorul Hawker a încercat să scape din strânsoarea de clește impusă de von Richthofen prin câteva looping-uri spectaculoase. Ajuns la 100 de metri înălțime, asul englez a încercat să treacă în liniile lui printr-un zbor în zigzag. Acesta a fost momentul pe care l-așteptam. L-am urmărit la 50, apoi 30 de metri, trăgând asupra lui fără oprire. Englezul trebuia să cadă. În ultimul minut, un blocaj al mitralierei era gata să-mi răpească victoria. Însă meciul fusese jucat. Atins la cap de un glonț, adversarul meu a căzut în liniile noastre, la 50 de metri de front, nota Manfred în memoriile sale. Doboruse cel de-al 16-lea avion, de astă dată unul pilotat de majorul George Hawker, decorat cu ordinul Victoria Cross. Aviația britanică pierdea un mare erou în vreme ce Richthofen ajunsese astfel în fruntea tuturor aviatorilor germani, obiectiv pe care și-l fixase odată cu trecerea lui în aviație. În ianuarie 1917, von Richthofen a fost decorat cu ordinul Pour le Mérite de către împăratul Wilhelm al II-lea. Pe capul baronului roșu, care pilota acum un albatros vopsit în roșu, britanicii puseseră un premiu de 5.000 de lire sterline. În primele zile ale lunii martie 1917, cerul era acoperit de nori. Ploaia și burnița au făcut viața grea aviatorilor germani și aliați. Nu vom abandona cerul din cauza timpului, le spunea von Richthofen camarazilor din escadrilă. Avea deja 31 de victorii aeriene și în dimineața zilei de 8 martie 1917 a plecat într-un zbor de patrulare. A întâlnit un avion englezesc Vickers, biplan, cu 2 locuri, al cărui echipaj îndeplinea o misiune de recunoaștere în liniile germane. L-a atacat rapid și, cu foc la bord, avionul britanic a aterizat în liniile germane. Din cauza unei pene la motorul albatrosului, von Richthofen a fost nevoit să aterizeze în zbor planat, nimerind cu avionul în sârma ghimpată a uneia din tranșeele de rezervă germane. A rezultat o situație comică. Echipajul englez ajunsese nevătămat la sol în ciuda aparatului cu foc la bord, în timp ce asul german atârna răsturnat și neputincios în sârma ghimpată. Aviatorii englezi s-au repezit să scoată din epava avionului pe cel care îi doborâse. În acel moment nu mai erau dușmani, ci camarazi. Manfred von Richthofen le-a mulțumit pentru ajutorul primit și a schimbat câteva cuvinte cu ei. Drept răsplată, le-am redat libertatea. Pilotul englez mi-a mulțumit pentru aceasta, atacându-mă din nou la câteva zile. Va nota asul german în memoriile sale. Pe 29 aprilie 1917 avea să obțină a 52-a victorie aeriană, fiind invitat în ziua de 2 mai la Marele Cartier General pentru a fi sărbătorit de împăratul Wilhelm al II-lea. A continuat să îndeplinească misiuni periculoase. Pe 6 iulie 1917, într-o zi frumoasă, fără pic de nori pe cer, a plecat într-un zbor de vânătoare cu toată escadrila. A văzut de cealaltă parte a frontului o escadrilă engleză dotată cu avioane Vickers, care încerca să treacă liniile frontului. În timpul schimbului de focuri cu aviatorii britanici, un glonț l-a rănit la cap și timp de o clipă a fost complet paralizat. Brațele și picioarele îmi atârnau inerte, fără forță.
lovitura mi-afectase nervul optic și, teribilă perspectivă, eram orb. Aparatul cobora în viteză și prin minte mi-a trecut că sunt în cădere, iar peste câteva clipe voi fi mort. Mi-am redobândit imediat uzul brațelor și picioarelor și am apucat manșa. Nu vedeam nimic, nici măcar soarele nu-l puteam distinge. A aterizat lângă un drum fără să avarieze avionul, trăgând după el câteva fire telefonice și câțiva stâlpi. Soldații germani care se aflau în apropiere l-au scos din avion și i-au acordat imediat primul ajutor. După puțin timp a sosit o mașină ambulanță care l-a transportat la cel mai apropiat spital. Cel care a fost creditat cu victoria asupra sa a fost capitanul Donald Connell, care nu s-a bucurat prea mult de reușită, fiind ucis câteva zile mai târziu. A urmat o perioadă de covalescență, refăcându-se relativ greu și încercând să uite durerile teribile de cap, s-a apucat să scrie autobiografia, terminată la începutul anului 1918. În perioada iulie 1917-martie 1918 a zburat numai de câteva ori. Se refăcea greu de pe urma rănii și acuza deseori grețuri, amețeli și dureri chinuitoare de cap. Și temperamentul lui s-a schimbat, devenind mai impulsiv și mai irascibil. Și există unele teorii care leagă moartea sa de această rană, dobândită cu 10 luni în urmă. La începutul anului 1918, capitanul aviator von Richthofen a înlocuit albatrosul cu Fokkerul triplan, care avea o viteză ascensională superioară, permițându-i să acționeze rapid și să execute manevre precise când ataca un avion advers. Și-a consacrat mult timp și energie pentru pregătirea tinerilor piloți și însușirea tehnicii luptei în formație, pe etaje de înălțime. De aici numele dat de către adversari acestui mod de a lupta, circul zburător sau circul Richthofen. În ziua de 13 martie 1918, piloții din escadrila sa au reușit să doboare 13 avioane inamice, Manfred obținând 3 victorii. În primele zile ale lunii aprilie, a reușit să doboare alte 4 avioane inamice. La 8 aprilie 1918 s-a mutat pe frontul de pe râul Somme, dar din cauza ploilor nu s-a zburat. Abia la 20 aprilie timpul s-a ameliorat și Baronul Roșu a obținut în această zi a 79-a victorie aeriană. În momentul întoarcerii spre aerodrom, von Richthofen a atacat un avion Sopwith englezesc, lovind motorul avionului, iar locotenentul DJ Lewis, în vârstă de 19 ani, a aterizat forțat, având câteva răni ușoare. El a declarat că asul german a venit în picaj până la 30 de metri de sol și l-a salutat, apoi a plecat spre baza sa. Ajungând la aerodrom, după ce a aterizat, s-a dat jos din avion și a exclamat: 80 de victorii, este o cifră corectă. Seara, camarazii săi i-au organizat o masă festivă și l-au felicitat pe maestrul lor. Și vine și ziua de duminică, 21 aprilie 1918. Era o zi cu cerul limpede. Von Richthofen a plecat într-un zbor de patrulare pe Somme. Deasupra râului, o formație de 6 avioane inamice a trecut liniile. Capul formației aliate era comandat de capitanul canadian Arthur Roy Brown. Mitralierele de ambele părți au început să tragă neîntrerupt. În furia acțiunii, gladiatorii aerieni și-au pierdut ordinea de atac și au început să lupte fiecare pentru sine. Baronul Roșu s-a repezit asupra locotenentului canadian Wilfrid May, prietenul capitanului Brown. Fokkerul triplan roșu a venit în spatele lui May, pregătindu-se de tragere. Capitanul Brown a virat scurt pentru a-și salva camaradul și a deschis focul. Am văzut cum rafala l-a atins pe german, i-am văzut ochelarii, apoi s-a prăvălit cu triplanul său, va declara capitanul Brown. Von Richthofen a fost văzut lăsându-se jos în carlinga sa, iar avionul căzând ca o frunză moartă. De la sol, infanteriști australieni au deschis un foc năprastic cu mitralierele. Baronul Roșu a mai executat un ultim salt, un zvâcnet final, după care s-a zdrobit de pământ. Capitanul Roy Brown s-a deplasat la australieni, acolo unde căzuse avionul, și a zărit corpul capitanului von Richthofen întins pe o aripă a aparatului de zbor. Mi s-a părut mic de statură și fragil. I-am scos casca de zbor și am văzut părul blond de copil. Nu sunt deloc fericit de această victorie. Adversarul meu, un bărbat atât de tânăr, trebuia să trăiască. Din nefericire, războiul ne-a învrăjbit și ne-a transformat în mașini de ucis, a comentat capitanul Brown. Aliații au organizat funeralii militare. O gardă formată din 13 soldați australieni, comandată de un ofițer britanic, a însoțit scriul până la cimitirul din localitatea Bertangle. În timpul ceremoniei funerare, o escadrilă de avioane de vânătoare aliate a lansat din avioane gerbe de flori cu benzi pe care scria: Bravului și stimatului nostru inamic. Sicriul a fost purtat de comandanți de escadrilă cu gradul de capitan, iar o gardă de onoare a tras 3 salve. A
aviatorul Manfred von Richthofen a murit la fel cum a trăit, ca un erou, ca un veritabil și incontestabil as al cerului. Deși abia împlinise 26 de ani, intra în istorie, fiind asul asilor aviației mondiale pentru cele 80 de victorii omologate. În legătură cu moartea capitanului Manfred von Richthofen, circulă mai multe ipoteze. Astfel, una dintre ele susține faptul că, în momentul în care capitanul Arthur Brown a deschis focul asupra asului german, acesta ar fi ieșit imediat din raza tirului, continuând să-l urmărească pe locotenent Wilfrid May, neluând în seamă faptul că zbura deja deasupra tranșeilor ocupate de australieni. Se pare că de aici a pornit glonțul fatal, care a pus capăt vieții celui mai mare aviator din anii Primului Război Mondial. După unele versiuni, glonțul ucigaș a intrat de jos în sus, prin bărbie, în craniu. După altele, el ar fi trecut pe lângă inimă, perforându-i plămânii. Asul german a mai avut forța necesară să aterizeze pe un câmp. După aterizare, ar mai fi trăit câteva minute, murind în brațele soldaților australieni care l-au scos din carlingă.